Împreună pentru Delia este titlul unui proiect de voluntariat demarat de elevii și cadrele didactice ale Colegiului Național Jean Monnet din Ploiești, în ajutorul Deliei Tărăgrădeanu, mama a doi copii, fostă elevă a instituției, care trece prin momente grele, suferind de metastază osoasă. Iar după amiază, la Teatrul Toma Caragiu a avut loc un spectacol caritabil susținut de elevi. Trupa în limba spaniolă, care a câștigat premiul întâi la Festivalul Național de Teatru în limba spaniolă, coordonată de domnul profesor Carlos Alvarez, trupa de teatru Amicii, coordonată de subsemnat Raluca Faur, care de asemenea a participat la un concurs de teatru în luna ianuarie și a fost distinsă cu un premiu de interpretare. Nu în ultimul rând, trupa Anima, distinsă an la rând cu premiul întâi al concursului interjudețean de interpretarea personajelor caragialiene organizată de Casa Memorială din orașul nostru, trupe de dans. Elevii colegiului sunt alături de Delia cu toată energia lor pozitivă. Ne-am adunat aici ca să o susținem pe Delia, o tânără care, din păcate, are o problemă foarte gravă și suntem alături de ea, o susținem, îi dorim tot binele din lume și să fie puternică. Am venit aici în număr foarte mare pentru a susține pe doamna Delia și îi transmitem sănătate și va reuși și să fie puternică. Delia Tărăgrădeanu trebuie operată la o clinică din Statele Unite, dar intervenția costă 35.000 de dolari, apoi câte 2.000 de dolari lunar sunt necesari pentru tratament și recuperare. Cine vrea să o ajute poate face donații pe numele Tărăgrădeanu Anda Delia Maria în conturile RO33RZBR000000600125463613 cont RON. RO95BRDE300SV2978859300 Contron.